Centrul de inovații A3 al grupului Airbus, al cărui sediu este localizat în Silicon Valley, a celebrat zilele trecute o mare realizare pentru inovația aeronautică. Creația sa, un vehicul aerian autonom cu decolare verticală, denumit Vahana, a efectuat primul zbor în data de 31 ianuarie 2018 în statul american Oregon, la o bază dedicată testării dronelor. Aeronava s-a ridicat până la înălțimea de 5 metri și s-a deplasat prin aer în manieră autonomă timp de 53 de secunde, revenind în deplină siguranță la sol. Vahana este un vehicul cu decolare și aterizare verticală autonomă, fiind o combinație între dronă, elicopter și automobil. Dispozitivul aerian este echipat cu o cabină cu 8 motoare cu elice, având și o pereche de șine pentru a se plasa pe sol. Aparatul de zbor va putea transporta în viitor pasageri și mărfuri, inovația venind în întâmpinarea cerinței tot mai pregnante de mobilitate urbană. Acest vehicul, ce urmărește generalizarea zborurilor personale, este în mănuncherea muncii de aproape 2 ani a unor specialiști care au dat viață unui concept conturat inițial pe un șervețel de hârtie, A3, lansând acest program în anul 2016. Partea sudică a metropolei americane San Francisco din California, Silicon Valley, reunește un număr mare de producători și dezvoltatori de chipuri, concentrând afacerile în alta tehnologie.